să nu aibă viziuni unilaterale. Aici este una din marile primejdii. Unii care spun, e important domeniul meu, nu mă uitiți în stânga nici în dreapta. Nu se poate. E bine ca omul să aibă totdeauna această vedere, viziune de ansamblu și să înțeleagă de unde ai început, unde te duci, cine e cu tine, cine nu e cu tine, din punct de vedere al acestui univers uriaș, cu atâtea probleme, cu atâtea necunoscute, dar care în fiecare ediție se mai dezvăluie puțin, dar se dezvăluie și pe calea aceasta, aparent, să zic, neștiințifică, a lucrurilor în care crezi și care te a descifra și de a merge mai departe. În ceea ce privește cultura în țara noastră, libertatea câștigată după 1989 n-a prea adus un plus în cultura românească, ci mai curând, deși este libertate, a luat-o la vale, dacă putem să spunem într-un limbaj mai popular așa. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc. Da, într-adevăr că sunt probleme. În primul rând, libertatea a dat posibilitatea oamenilor să facă, hai să zicem, ce vor. Omul